poate de așa ceva. Primarul e corupt, Narcisa, crede-mă. Nu e adevărat. Nu e o înregistrare falsă. E pe bune. O să plătesc cauțiunea pentru Foxy și o să fie cercetată în libertate. Mulțumesc mult, Sebi, că mi-ai plătit cauțiunea. Fă, ce bine e să fii liberă din nou. O să angajez cel mai scump avocat ca să te reprezinte, pentru că nu ești vinovată. Da, și eu o să dovedesc că înregistrarea este adevărată, nu e un fals. Acelea sunt cuvintele primarului. O să regrete că s-a luat de mine. Ce? Ai ieșit pe cauțiune? Păi cum? Narcisa, te plătesc degeaba! Vreau să fie condamnată pe viață! Vreau să fie închisă și să nu mai facă probleme! Oh, mami, mami, de unde ai toți banii? Așa de mult îmi placi când sirenă te faci. Înainte de judecătorie. Bella, bate cineva la ușă. Răspunzi tu? Ok, am înțeles. Nu răspunde. Vin acum. Of, că sunt în pijamale. Cine este doamna asta? Nu o cunosc. Da, bună ziua. Cine sunteți? Bună ziua! Tu ești Foxy, polițista care este acuzată de primar? Sau am nimerit greșit că e un cartier de săraci aici, din ce văd? Nu este chiar un cartier de săraci. De fapt, casa aceasta a fost foarte scumpă și este a lui Bella. În fine, da, eu sunt Foxy, polițista. Cu ce vă pot ajuta? Vreau să te ajut să-l înfunzi pe primar. Nenorocitu, ai zis că vrea să fură de la oamenii bogați. Ei bine, eu sunt cea mai bogată din Brookhaven și am o grămadă de bani, iar de profesie sunt avocat. Așadar, vreau să te reprezint mâine în instanță și îți garantez că o să câștigi. Oh, mulțumesc frumos, sunteți foarte drăguță, mulțumesc, da, chiar aș accepta, dar nu permis să vă plătesc, bănuiesc că percepeți un comision foarte mare. Nici vorba, am spus că o să vin pe gratis, o să te reprezint pe gratis, pentru că dușmanul celui mai mare dușman al meu îmi este prieten. Ok, mulțumesc atunci. Ne auzim mâine. Mulțumesc frumos că v-ați oferit să mă ajutați. Da, sigur. Și să te îmbraci mai luxos, te rog, că nu-mi place cum ești îmbrăcată, să fii mai luxoasă. Ok, mulțumesc. La revedere. În dimineața următoare. Gata, Sebi, m-am îmbrăcat, sunt gata. Crezi că e puțin cam mult? Mi-a trimis doamna bogată aceste haine. Sincer, nu știu dacă e ok să mă prezint așa la tribunal. Posibil să fiu acuzată. Nu știu dacă par de încredere așa. Vai, Foxy, da, ce frumoasă ești. Mi-ar plăcea să ieșim la o întâlnire, nu să mergem la tribunal. E superbă așa. Sunt sigur că o să ieși nevinovată. Și după aia mergem la un date romantic. Vai, Sebi, mă faci să înrășesc, termină. Ce drăguț ești tu. Ai dus-o pe Eva la școală și pe Alex la grădiniță? Da, putem să mergem. Ok, deci nu o să vină să mă susțină azi la tribunal. Păi nu, m-am gândit că în caz că este vreun verdict, nașpa să nu fie acolo de față. Bine gândit, haide să mergem. Conduc eu! Puneți centura, Sebi! O să conduc puțin cam periculos! O să ies nevinovată și o să fac ca primarul să fie arestat pentru că este un corupt! Măi, ce, Foxy, să nu facem accident!
Foxy, o să fie bine! Îți țin pumnii de aici din spate! Mersi, Sebi, te iubesc! Alo, gălăgia! Liniște în sală, sunteți la judecată, nu la o cafea! Hai, să vedem inculpata, să treacă în scaun acolo, să vedem ce se întâmplă! Haideți că am chef să acuz pe cineva! Sigur, doamna judecătoare meu, scuzați! Eu sunt inculpata! Bun, hai să vedem pentru ce ești acuzată. Văd că ești acuzată cum că ai făcut o înregistrare falsă cu vocea primarului. Cum pledați? Vinovată sau nevinovată? Nevinovată, onorată instanță. Aha, fix cum mă gândeam. Să continue cazul atunci. Să vedem cine este acuzatorul. Onorată instanță, eu sunt acuzatorul. Eu sunt domnul primar și mă reprezint singur. Nu am nevoie de avocat. Această domnișoară de față a folosit în mod abuziv vocea mea, creând isterie și panică în Bruhaven, iar oamenii m-au făcut corupt. Este adevărat, nu am spus eu acele vorbe, nu vreau să fur de la oamenii din Bruhaven, eu sunt un primar cinstit. Acuzați-o, închideți-o pe viață pentru că m-a pus într-o postură foarte nasoală față de cetățenii din Bruhaven. Vă rog, faceți dreptate, am încredere în dumneavoastră. Hei, minte, doamna judecătoare! Ăsta e mincinos, uitați-vă la el! Uitați-vă ce față are! Prințesa mea nu e în stare să mintă! Prințesa mea, Foxy, e corectă! Păi unde vă credeți aici? Suntem în tribunal, stăți în curtea mea! Liniște acolo sau o să fiți dat afară! Ați înțeles? Gura mică! Numai avocații să vorbească sau cei care se reprezintă singuri. Am înțeles? Încă o abatere ca asta și o să fiți dați afară din sala de judecată. Am înțeles, onorată instanță. Domniță, există o problemă aici. Unde îți este avocata? Te reprezinți și tu singură sau... Da, onorată instanță. Doamna aceea avocată mi-a dat țeacă. O, nu! O să ajung după gratii pentru că nu a venit să mă reprezinte! Știu, o să vorbesc singură pentru mine. Doamna judecătoare, onorată instanță, o să mă reprezint și eu singură. Bine, îmi dorești, dar domnișoară s-ar putea să-ți semnezi singură sentința. Mai ales că nu aveți experiență la judecată. Acum să vedem argumentele în favoarea dumneavoastră, că nu mințiți. Ok, se pare că avocata mea nu mai vine. Onorată instanță, sunt nevinovată pentru că eu sunt polițistă. Și, în primul rând, am făcut acea înregistrare pentru a dovedi că primarul este corupt, este un infractor. Angajează infractori să fure de la oamenii bogați din Bruhaven. Pe registrarea respectivă apare declarația primarului în care susține că el a jefuit banca și că plătește infractori ca să facă jafuri pentru el. Ca dovadă, avem o infractoare deja închisă în secția poliției. Păi și să înțeleg că ea este martoră? Depune plângere împotriva lui? Este martoră, dar nu vrea să vorbească împotriva primarului, pentru că ei sunt băgați în treaba asta. Dar să înțeleg că în afara faptului că există această înregistrare care nu poate fi dovedită dacă este reală sau nu, nu există niciun alt martor care să declare și care să susțină teoria. Am înțeles corect? Da, onorată instanță. Este cuvântul meu în calitate de polițistă protectoare a Bruhaven-ului împotriva cuvântului primarului. Vă rog să mă credeți. Era vocea lui.
și asta este adevărul. Draga mea, am ajuns la un verdict. Te declar nevinovată din cauza faptului că nu există suficiente dovezi să te acuzăm, dar primești o atenționare. Data viitoare, când se va întâmpla, s-ar putea să fii dată afară din poliție. Ce? Nu vine să cred! Am ieșit nevinovată! Am câștigat Sebi! Da! Da! Yay! Deci nu vine să cred! Ai avut noroc de data aceasta! Însă ține minte! O să fiu cu ochii pe tine! Da! Și eu o să fiu cu ochii pe dumneavoastră. O să vă prind pentru că sunteți corupt. Mai vedem noi. Foxy Sirena a scăpat de acuzațiile aduse și nu va ajunge la pușcărie, însă primarul nu-i va da pace. Va trebui să-l prindă sau zilele ei îi se vor înrăutăți.